Dreapta s-a impus cu scorul de 3-1 în partida contra celor de la Universitatea Cluj, luându-și revanșa pentru eșecul din tur în fața aceleiași formații. Jucătorul meciului a fost fără doar și poate kenianul Omondi, cu un gol marcat în minutul 13 și alte două pase decisive la reușitele lui Lucasen și Fabri. UTA are șansa să obțină 3 victorii consecutive dacă se va impune și în fața celor de la FC Botoșani. Partida este programată pentru luni 12 februarie de la ora 17. Dacă vom câștiga și am încredere că vom face acest lucru, atunci putem să vorbim și noi cum vorbesc alții de play-off. Să visăm e gratis, a spus Mircea Rednic. Mai ales după meciul care l-am jucat cu Sepsi, cu o echipă bună, care am dominat și a meritat victoria, la fel cum a fost și astăzi. Nu le-am dat nicio șansă, au avut ocazia asta de gol, care o execuție a lui Popa, dar în rest, eu cred că băieții mei, din punct de vedere tactic, organizare, i-am blocat și știam că au jucători care poate să facă diferența, știam că Nistor poate să inventeze o pasă și ne-am luat măsuri și au fost foarte bine. Am și dat 3 goluri în deplasare, am și avut alte ocazii clare, spun ocazii clare, adică singur cu Iliev. Lăsând la o parte greșelile din defensiva adversarilor, trebuie să recunoașteți că ați primit așa și niște cadouri neașteptate, dar defensiv, din punct de vedere defensiv, da. Mi s-a părut că astăzi... No, echipa omogenă, de aia nici nu au fost schimbări, cu Diogo în stânga, cei doi fundași centrali care se înțeleg foarte bine, cu Tibi în dreapta, în față Marcelo și cu Mihai, care au făcut o disipă de energie mare la acest meci. Pe viteză știam că o să avem spații și știam că zona vulnerabilă e pe zona centrală. Sunt jucători puternici, dar sunt greoi. Și noi am profitat de lucrul acesta și am reușit să-i surprindem și să-i înscriem.